Mall-urile sunt pline de daruri pentru Crăciun, dar nu pentru Iisus. Adesea sunt atâtea cadouri care pot fi cumpărate, vorbesc de Iisus, care au scenete cu Iisus, dar nu sunt pentru Iisus. În America există un magazin imens plin numai de globuri și de obiecte de Crăciun, dar nimeni nu vorbește acolo de nașterea lui Iisus. Și numai cum să-și împodobească casele. Am văzut în America, în multe curți ale oamenilor care n-au garduri, ca la noi, scenete luminoase din material plastic sau din lemn, făcute în cinstea evenimentului nașterii, cu ieslea, cu magii, cu darul și așa mai departe. Dar acele case, cele familii nu merg în ziua de Crăciun la biserică, ei nu știu când e Crăciun. Sunt scene în curtea lor, în fața caselor, dar fără Crăciun, fără Hristos în Crăciun.